suport al pachetului de volume de tribunalul de seamă Maramureș Eugen Roșca. Se civilă înlocuitor la comandă domnul colonel Țineghe. Domnul Arhivelor Naționale, din motive bine întemeiate, nu poate să participe. Comandantul Centrului Militar Județean Martie. Pentru a aniversa legea comunală emisă de Alexandru Ioan Cuza în 1864, actul prin care s-a... Într-adevăr, polițiștii sunt slujitori ai legii, însă mai întâi de toate sunt oameni care simt nevoia firească de a fi protejați pe lângă armura unei care celebrează cu aceeași bucurie care se împlinesc 180 de ani, s-a luat ca moment de referință pentru sărbătorirea zilei poliției. Poliției nu încerca de privire cu prezentarea de la Dr. Florizan. În spiritul acestei tradiții, nu i-am introdus proiectele prezentului dintre dumneavoastră. Profesia de polițist reprezintă o vocație care îi dedicați întreaga capacitate de acțiune, iar rezultatele obținute au fost posibile doar pe fondul dat în ansamblu său, cere poliție să o protească și să garanteze valorile materiale, culturale și spirituale pe care și le-a asumat poliția română, îi conferă deopotrivă. Acest moment ne oferă totodată, stimați colegi, ocazia de a ne confrunta cu propriile noastre vise și năbuințe, să repete mai des. Diferența dintre vise și dezavantaje înseamnă doar viața cea reală. Locul 4, tunelul Pinar Ișoara și locul 5, Thank you.